Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Invitatul din această seară este Renato Usatăi, fost primar de Bălți. Domnule Usatăi, bună seara și bine ați revenit. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Usatăi, ați plecat din politică acum aproximativ un an și jumătate. Noi v-am mai invitat între timp, dumneavoastră ați spus că nu doriți să veniți atâta timp cât sunteți retras. Acum ați revenit în politică, inclusiv în studioul Jurnal TV, dar vreau să vă întreb când ați fost ultima dată la Bălți. La Bălți ultima dată am fost 2 zile în urmă. Două zile în urmă. Și cum calificați lucrurile? Cum merg lucrurile acum în orașul care v-a ales de 2 ori primar? Eu astăzi, văzând ceea ce se întâmplă în Bălți, văd că continuă proiectele care unele au luat startul în 2015, altele în 2018. Deci văd că în Bălți se lucrează, văd că în Bălți e curat. Toate întreprinderile municipale, cel puțin, care sunt implicate în ca să păstreze orașul curat, ca să se mai repară că ceva, văd că lucrează. Am vorbit și cu unii funcționari din primăria municipiului Bălți, am vorbit cu întreprinderile municipale, vă dați seama că Bălțul oricum a fost și este și tot timpul va fi în viziune, o să fie supravegheat cumva de mine, deoarece de acest oraș mă leagă nu doar activitatea și funcția de primar a municipiului Bălți, este orașul în care mi-am făcut studiile la Aleco Rusu. Majoritatea profesorilor i-au educat inclusiv pe părinții mei și multe alte ani studențești. L-ați acuzat, uneori mai voalat, alteori mai direct, pe actualul primar că ar fi făcut lucruri grave, dar nu ați precizat niciodată la ce vă referiți. Ce s-a întâmplat, ce lucruri grave a comis domnul Grigorie Șinacol? N-am vorbit de lucruri grave, am vorbit de un singur lucru. Acest subiect a fost discutat de mine și cu dumnealui în ziua când mi-am dat demisia. Din acest motiv, atunci când am aflat ceva, am lăsat-o pe doamna Dubiscă, un alt viceprimar, ca interimar. Și nu l-am lăsat pe domnul Grigoriu. Vă spun, am avut o istorie de foarte mulți ani ce ține de domnul Grigorișin, de familia dumnealui. Am spus și public, am botezat copiii, cunosc părinții și a lui și a soției. Adică este un lucru neplăcut pentru mine și chiar nu vreau să-l discut, domnule Cozer. Adică, considerați că ar fi fost mai bine să plece și el, să nu rămână interimar? Dacă nu s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, de asta eu și-am spus atunci că să plec eu, să plece el și să plece și consilierii. Că ca în orice localitate din Republica Moldova, astăzi când mai mulți comentau plecarea la 18 consilieri la un alt partid politic, Grigorișin a făcut lista în Bălți, așa cum au făcut-o colegii noștri, în Făleș, Glodeni, în toate orașele unii avem primari și chiar și în centrele raionale unii nu avem primari. De asta era echipa lui, am auzit niște acuzații că eu cumva am aruncat cu noroi în echipa din Bălți. Nu, eu am avut o pretenție lui Grigorișin, care i-am spus-o la mine în birou când mi-am dat demisia. Și în afară de 2 consilieri municipali despre care vom discuta altă dată că verific ceva, toată echipa a muncit și muncește astăzi. Chiar n-am nicio problemă la acest capitol. Nu vă simțiți cumva vinovat de faptul că de 2 ori ați fost ales primar? Domnul Grigorișin a fost ales și el în cadrul alegerilor anticipate, susținut tot de dumneavoastră. Și la un moment dat, când nu ați trecut în Parlament, v-ați supărat, v-ați luat jucăriile și ați plecat. Și mai mult, le-ați cerut și tuturor celor din echipa dumneavoastră să plece. Nu vi se pare că este incorrect față de locuitorii orașului Bălți? Domnule Cozer, eu am spus-o și o spun public pentru toată țara ca să nu fie speculații. Nu era supărare când am trecut în Parlament. Deci socialiștii și comuniștii, deși vorbesc despre ambele partide, deoarece cei care sunt socialiști toți erau la comuniști, care au condus Bălțul
Încă de pe timpurile lui Snegur, președinte, nu mai vorbesc de Lucinski, Voroni. Toți bălțenii, 7 ani de zile, tot îmi spuneau, uitați-vă chiar că comuniștii au furat-o în parcul central, au construit numai săli de nunț, restaurante, terenuri furate, drumuri nu se făceau 30 de ani între blocuri și multe altele. Și tot, deci ei criticau, nu că criticau, dar înjurau, uite ce au făcut comuniștii din oraș. Și când alegerile parlamentare, 50% îi votează pe cei pe care bălțenii îi acuzau 7 ani de zile în toate problemele Bălțului, pentru mine a fost ca o palmă. Deci, dar nu faptul că am trecut în Parlament. Deoarece și am avut dreptate, dar cu părere de rău, încă o dată vă spun, eu trebuia să fac rapid un sondaj în august ca să întreb bălțenii, adică cum comentează, cum explică ei de ce au votat Partidul Comuniștilor, de ce doar 21%, ceea ce mulți visează ca să ai 21% în a doilea oraș din țară. Dar, deci, târziu le-am făcut și rezultatele la anticipate în 2021 au demonstrat că sondajele erau perfecte. Deci, socialiștii care aveau 50% la parlamentare, peste 2 luni cu candidatul lor, au luat 7%. Deci erau pe locul 4 după Tauber, Grigorișin, PAS și deci erau pe locul 4. Vă dați seama? Și, deci... Da, este clar, s-a întâmplat ce da. S-a întâmplat. Totuși, în acest moment, atât dumneavoastră, ați plecat. Da. Ați decis să reveniți. Ce v-a determinat să reveniți? Și de ce acum? Pentru că se fac foarte multe speculații. Că v-au trimis unii, că v-au trimis alții. Domnule Cozir, din 2014 tot pe mine cineva tot mă trimite. Cineva mă controlează cum s-a speculat. Și s-au fost o sumedenie de campanii de organizate de oponenții mei politici, mai ales pe timpul regimului Plahotniuc. Aduceați-vă aminte că în alți colegi de-ai dumneavoastră, dar nici nu pot să numesc colegi de-ai dumneavoastră, că ce aici ei erau killeri, nu erau jurnaliști, erau killeri, când ieșea cu față foarte tristă tovarășul tabără, stimați cetățeni, foarte grav, foarte grav, uitați-vă, molotov, cocktailuri găsite sub ziarele partidului nostru și al USAT. 16 oameni din Bălți pregătesc tentativ de lovitură de stat să iei în asalt guvernul, teatru. Adică era Doamne ferește, deci pe noi ne distrugeau și pe mine și toți colegii. Astăzi, după ce am luat o pauză, eram obligat ca un om care, într-adevăr, pretinde să schimbăm ceva spre bine în Republica Moldova, ca să-i lăși și pe cei la guvernare și pe cei din opoziție să-și demonstreze capacitățile. Văzând ce se întâmplă în Republica Moldova, dar ce se întâmplă chiar în platoul, în studioul la dumneavoastră, toți invitații despre ce au vorbit, mai ales despre ce se discută ultimele 6 luni, văzând că este o aroganță totală din partea actualei guvernări și orice critică, când încerci să-i critici, vedeam mai mulți care îi criticau, chiar la dumneavoastră în studiu, automat erau numiți agenții lui Putin, a rușilor, a lui Platon, Plahotniuc și așa mai departe. Un lucru foarte trist și urât din partea mea, deoarece când este o problemă, eu, spre exemplu, era ziarul LSP în Bălți și Nord News, care scriau despre problemele care sunt în Bălți. Și eu o luam ca agendă să văd ce scriu oamenii, cu ce scrisori vin către un portal sau altul. Așa e corect. Și dacă este o critică, a doua zi, dacă cineva m-a criticat la Bălți, cum, spre exemplu, un consilier municipal, Burlacușal, a doua zi sau a treia zi, îl sunam, îl invitam, discutam care e problema, ce putem face, adică așa trebuie să fie și la nivel național. Dar când asta în afară de câțiva miniștri, cum ar fi domnul Popescu, Spătari care a plecat, șeful Caiferati, Tofilat, care văd rezultate. Doar eu nu pot să spun că tot guvernul e rău, dar acest guvern trebuie să plece. Cu excepție, am spus, câteva persoane, chiar m-ar bucura mă dacă domnul Spătari, spre exemplu, s-ar întoarce înapoi, poate într-o nouă formulă cu un nou prim-ministru și cu noi
colegi la alte ministerii. Astăzi acest guvern trebuie să plece, că și-a demonstrat incapacitatea de a gestiona. Da, suntem cu războiul în Ucraina, un război oribil provocat de Rusia. Suntem astăzi într-o criză economică-socială. Dar, domnule Cozer, când, spre exemplu, nu se fac lucrurile elementare pentru care nu avem nevoie de bani. Iată, spre exemplu, toți vorbesc despre prețul la medicamente. Iată că s-au scumpit cu 7%. Domnule Cozer, s-au scumpit în toată lumea medicamentele. Dar când eu văd că astăzi Comisia pentru Situații Excepționale, care astăzi are dreptul la tot și la toate, să mărească numărul de... La noi sunt înregistrate 4.000 de medicamente, în Transnistria 8.000, în România 28.000 sau 30, ceva de genul. Deci ei astăzi au dreptul să mărească numărul la medicamente în țară, că doar orice doctor ați va confirme că tratamentul calitativ a pacientului depinde cât e mai largă gama de medicamente, cu atât mai calitativ primești tratamentul. Ei nu vorbesc despre faptul că pe același pensionar de multe ori, de 3 ori vine ambulanța, deoarece n-a primit tratamentul necesar și sunt niște cheltuieli uriașe. Când astăzi, domnule Cozer, a fost acest forum economic în Davos, de unde ministrul economiei Alaib a venit chiar că aducem un taxi și un magazin. Domnule Davos, domnule Cozer, în Davos erau proprietarii la companii mondiale în domeniul sănătății, farmaceutică. Astăzi Moldova este o piață atât de mică pentru dânșă, că obligatoriu guvernul trebuie să negocieze cu producătorii de medicamente, nu cu cei care le vând în țară, că ăștia nu pot influența prețurile și discounturile. Așa cum am făcut-o, spre exemplu, în Bălți, când am cumpărat foarte mult pavaj din bani personali și ulterior din bani municipali, din bani publici, am mers la cel mai mare producător de pavaj în țară. Zic, da, vă văd că prețul e 240 de lei. Vă rog frumos, am stat 2 ore, a negociat. Bălțul a avut preț special 180 sau 190 de lei metru pătrat, de la 240. Adică, fix așa trebuie. Deci, astăzi nimeni, gestionarea problemelor care sunt în țară. Acum sper că vom discuta situația cu gazele, cu energie electrică. Vom discuta un pic mai târziu. Da. Vreau să, până acolo, vreau să mai clarificăm niște lucruri legate de plecarea noastră din politică. Cu siguranță ați văzut... Eu am spus apropo că am luat pauză, domnule Cozer. Dacă vă uitați pauză. La video... Ok. Da, așa a dat presa, ok. Cred că ați văzut, sunt sigur de fapt că ați văzut ultimele sondaje, acolo partidul Șor stă incredibil de bine, da. Că eu uneori mă întreb cum e posibil în Europa anului 2023 o astfel de grupare criminală denumită partid politic să ajungă la un astfel de scor. Și vă întreb dacă dumneavoastră nu aveți nicio remușcare în această privință și dacă nu vă simțiți și dumneavoastră cumva vinovat pentru faptul că Partidul Șor a ajuns să aibă 15% în sondaj. Domnule Cozer, inclusiv când și dumneavoastră ca reprezentant a societății civile ați protestat în 2016-2017 contra lui Plahotniuc, vă aduceți aminte că nu contează că am publicat pe ecran, spre exemplu, pașapoartele cetățenilor ucraineni care erau cumpărați cu 1.000 de euro și care erau aduși cu turma la Chișinău în fiecare zi și companiile care au participat în furtul miliardului, adică ei peste noapte devineau proprietari, adică și ascundeau urmele. Din alt punct de vedere... Vă aduc aminte că am publicat raportul Crol 2, unde era clar scris Plahotniuc Șor, deci eu n-am avut niciodată instrument. Nu, dar eu din alt punct de vedere vă întreb, domnule Osatăi, că... Dumneavoastră, după ce ați plecat, ați lăsat o parte din electorat liber și acest lucru s-a văzut cel mai mult la Bălți. A venit Marina Tauber, a făcut show acolo, a acumulat un scor foarte mare, a fost scoasă din alegeri pe bună dreptate, cred că suntem de acord, și s-a victimizat. Iată, acele alegeri de la Bălți i-au ajutat enorm pe cei de la Șor să crească. Dar aici este problema legată de autoritățile. Deci pentru ce faptul pentru care a fost exclusă Tauber din alegeri trebuia să aibă loc cu câteva zile înainte de turul întâi. Și nu atunci n-avea să fie nici o problemă, nici boșete, nici victimizare și așa mai departe. Mai ales că probele care au
le-au demonstrat cei de la poliție, în judecată erau acumulate și fixate aceste fără de legeri înainte la turul întâi. Prima. Doi. Tauber, nu știu cine a învățat-o, dar în comparație cu alți concurenți, știți ce facem fiecare bloc? Când toți mă criticau pe mine, băteau mai mult drept când Grigorișin ca candidat, dar vorbeau, cheacă, usate cu Grigorișin, nu a făcut nimic, nu a făcut asta. Și face Tauber, mergem fiecare bloc, adunat 10-20 de oameni. Avea adresele, unde am pus pavaj și tehnică am cumpărat. Uitați-vă, da, kilometrul ăsta cine l-a făcut? Usate? Da, da, usate. Da, uitați-vă, mai trebuie 2 kilometri, eu sunt continuu și-a făcut usate. Deci Tauber a mers pe realizările mele la bălți. Și noastră ați lăsat-o. Dar cum s-o lăs când... Dar puteați măcar să interveniți. Nu, domnule Cozea, Tauber încă o dată... Dragi bălțeni, nu votați pentru criminal. Au fost mai multe speculații, că cineva a vorbit cu mine în noiembrie, Tauber, vă aduc aminte ce a făcut. Când ieșeau oamenii la protest în fața primăriei, mulți mă acuzau pe mine, cu uitați-vă, usate își scoate oamenii ca să-l roage să nu plece, tot el a organizat ca să ies și să spun, cu uitați-vă, nu-mi dau demisia. Pe urmă mă acuzau cu usate în ultimul moment, își va depune candidatura, chiar că au ieșit mii de oameni și avem mai multe apeluri și publice și în privat. Ei au ținut-o pe Tauber ascunsă, ea a fost înregistrată cu 5 minute, înainte de a... Deci în ultima zi când putea oricine să-și depui candidatură. Că ei înțelegeau că aveau sondajul în care spunea dacă revine usate, oamenii s-au trezit și plus oamenii nu au votat partidul la parlamentare, dar încrederea lui usate e circa 70%. Și ei înțelegeau că nu trebuie să o înregistreze pe Tauber dacă candidez eu. Eu necandidând, în ultimele minute așa a apărut Tauber... Bun. De ce totuși nu ați intervenit în alegeri, având un cuvânt atât de greu de spus, le spuneți, domnule, nu votați măcar criminalii, nu vă spun pe cine să votați, n-ați avut un candidat preferat, puteați să faceți acest domnule lucru. Domnule Cozer, eu cum am fost invitat și la dumneavoastră în platou, la alți colegi, la alte emisiuni, tot la jurnal, eu am luat o pauză, eu doar unicul ce am făcut, după ce am văzut rezultatul cu Tauber 48, am scris că cei care... privesc televizorul cu părere de rău, nu citesc cărțile, știți? Adică eu am rămas șocat de acest rezultat. Știam că o să fie turul 2 în bol, dar nu știam că o să ajung ușor cu 48%. Și plus eu nu am comentat deloc într-un an și jumătate evenimentele care au avut loc. Odată m-am aprins când țin minte s-o dus până dominatorul la Miller, când am zis că să-l trimesc până la Miller, asta cum șoferul meu să meargă la Merkel la negocieri, știți? Și după asta am zis că nu, tot eu am spus că nu trebuie să comentez. Adică un an de zile este termenul când par și-ți demonstrează capacitățile tot. Și ține de șor, e un lucru foarte important și o problemă foarte importantă abordată de dumneavoastră. Domnule Cozer, cei care șor, fiind unicul partid care i-a crescut în 3 ori rezultatul de la ultimele alegeri, problema constă în alt lucru. Și de asta trebuie să aibă grijă cei care guvernează și vor guverna. Oamenii când sunt sărași, chinuieți, care fără carboni, care n-are o pâine, care, credeți că pensionarii care merg la pâine după un leu, ei merg de atât că vor să-și cumpere foaie turistică în Turcia, ori să meargă la Brașov, la schi, nu. Asta sunt oameni care nu au văzut alții, nu au văzut statele civilizate, nu au văzut cum trăiește Europa, ce se întâmplă în Emiratele Arabe Unite, în Singapore. Și oameni, deși omul care foarte mult, foarte multe țări a vizitat, este o persoană care este mai greu să fie mințit în campanie, în alegeri. Omul a văzut ce se întâmplă în Germania, ce se face în București, Bruxelles, New York, aceeași Moscova la capitolul infrastructură, da? Și omul care nu a văzut nimic și aici se dă o leacă de mâncare. Deci, ei dacă nu vor cheltui banii în viitorul parlament, nu o să ajungă. Adică că, și atunci țineți minte că o intrat cu 5 și 2. Apropo, de bani. Dumneavoastră, cam câți bani ați cheltuit în politică din momentul lansării 2013-2014 și până ați luat o pauză? N-am cheltuit atât pentru politică, am cheltuit milioane de dolari
pentru acțiuni de caritate, adică mai mult s-a cheltuit în operație la copii. De ordinul milioanelor. A? Da, milioanelor. Dar, domnule Cozer, vă dați seama, dacă eu ca persoană fizică achitam anual taxele, neavând afaceri în Republica Moldova, avându-le atunci doar în fizică, eu ca persoană fizică achitam între 3 și 4 milioane de lei taxele și când eu văd unii oameni de afaceri, inclusiv prin Parlament astăzi, că ei cu firme foarte mari achită taxe mult mai mici decât eu ca persoană fizică care nu avea afaceri. Da. Este aici și aici o mare problemă, dar eu altceva vreau. Nu, că am fost taxat 18% pentru toate donațiile care le facem în țară. Doar în Republica Moldova asta este. Neastră întotdeauna ați susținut că în politică trebuie să vină oameni potenți financiar. Da. Acum, din ce am înțeles eu, dumneavoastră nu mai aveți afaceri, nu mai stați atât de bine din punct de vedere financiar ca așa înainte. Cum totuși vă veți descurca cu un partid politic, mai ales în condițiile în care el a dispărut, practic, astăzi, un an și jumătate da, din viața publică? Nu, nu sunt de acord că chiar în sondajul care l-ați văzut dumneavoastră, întâi arată că partidul nostru are 3,5. Adică la alegeri am avut 4,1. Astăzi avem 3,5. Eu foarte clar era pentru mine că pornesc de la 3. Și știu că am de muncit foarte mult și vă asigur eu că partidul nostru o să vedeți o schimbare foarte radicală, pot să spun, în viitorul apropiat și va fi în viitorul Parlament. Problema astăzi, astăzi uitați-vă, Dodon, eu rup pantaloni. De-am că eu rup rușii, ori eu rup, adică Dodon nu cheltuie bani azi în teritoriu. Plahotniuc nu mai este. Astăzi unicul om care împrăște bani e partidul șor care l-ați spomenit dumneavoastră. Adică astăzi în Republica Moldova unicul plus care eu îl văd la moment după plecarea lui Plahotniuc din țară, că azi în Moldova poți face astăzi politică fără ca să... Bani știți când trebuie. Când este foarte scumpă publicitatea la televizor. Astăzi vin, iată, spre exemplu, am o discuție în Glodeni cu unii oameni gospodari săptămâna viitoare, care au spus, domnul Sate, deja fiecare raion se va asigura, spre exemplu, când 10 oameni și toți au pământuri, au ceva afaceri și zici că punem noi câte 1000-2000 de lei de persoană și noi singuri o să treținem și sediul din Glodeni, salariul persoanei responsabile, deci eu, chiar problema asta nu mai deranjează. Plus, guvernarea atât de mult a greșit, și având azi un procent enorm de a dezamăgiți, doi, mulți în continuare susțin pasul, că tot când se uitau la protestele lui Șor, ziceau, băi, gata, din cauza lui Spânul, unul, altul, ne-am dezamăgit în guvernare, dar nici la Șor nu-i ducem la prăși. Oamenii tăcit undeva susțin pasul, dar azi fie o schimbare totală sau probă. Urmează să vedem. Haideți să vorbim un pic de această tragedie care se întâmplă lângă noi, invazia criminală din Ucraina. Acolo o țară care pur și simplu a vrut să-și vadă de calea sa europeană, a vrut să se rupă de barbarism și dictatură, a fost invadată. Practic nu i s-a permis. Ce se întâmplă acolo este abominabil. Țara este distrusă, oamenii sunt uciși, violuri, crime și așa mai departe. Până la plecarea, până la pauză pe care dumneavoastră ați luat-o, erați un susținător al Rusiei. Vi s-a domnule schimbat Cozi, cumva viziunea? Nu, nu spuneți, nu vă supărați, dar nu aveți dreptate. Nu găsiți dumneavoastră, din 2014, cum ia că mult scriu, uitați-vă cu Sate, Nidușenu, Uniunea Vamală. Nu găsiți pe YouTube, doar la mine sunt publicate toate. N-ați spus că faceți karaoke din ambasada Rusiei, dar din ambasada Statelor Unite. Puțin. Am spus-o într-un alt context și era altă situație. Eu am spus și o spun și acum, da, acest este un război oribil și ceea ce se întâmplă în Ucraina și ceea ce s-a permis autoritățile Federației Rusă să pornească acest război oribil în Ucraina, nici nu se discută. Deci eu consider cea mai mare greșeală în toată istoria a Federației Rusă ca stat, de ceea ce au făcut ei și continuu cu păreri de rău să facă în Ucraina. Dar, în același timp, eu și astăzi vă spun că Republica Moldova nici într-un caz nu trebuie să plece din CSI,
Că nu e o platformă rusă, domnule Cozer, dar este Azerbaijanul, este Kazahstanul. Președintele Kazahstanului la forumul din Sankt Petersburg stătea lângă Putin și spunea că ei niciodată nu vor recunoaște Donetsk, Lugansk, Herson și așa mai departe. Adică și Putin stătea lângă el. Deci dacă astăzi când mai mulți lideri, mai multe state mondiale, da? State mari mă refer, încearcă să ții câteva contacte, adică câteva linii de contact cu Putin, pentru a încerca să-i trezească, să-i aducă cumva la masă de negocieri cu Ucraina, și anume, în primul rând, să termine această vărsare de sânge. Că pentru mine e tragic, avem și moldoveni care mor, și care luptă pentru Ucraina, și care luptă pentru ruși. Asta, în general, e, Doamne ferește. Deci, domnule Cozer, trebuie să mergi să convingi, să folosești orice platformă, dacă este, dacă este bine pentru țară. Adică, noi astăzi am văzut tot în sondajul care spuneți dumneavoastră, că 75% de cetățeni au spus clar, era întrebarea, Maia Sandu trebuie să meargă la ruși să negocieze prețurile la gaz sau nu? 75% au spus că da, să meargă. Domnule Cozer, ăștia nu sunt nici pro-ruși, nici pro-români. Dacă mâini întrebăm, vă doriți ca gazul să fie ieftin, să fie 90 sau nu, gratuit, da, 90 domnule Cozer, eu vreau să vă întreb, ce poți să negociezi cu o țară a cărui ministru de externe spune că următoarea țintă este Moldova și noi vom invada Moldova. Ce poți să negociezi domnule cu Cozer, țară? După toate declarațiile care au fost din partea specialiștilor noștri de conducători, Igor Grosu, de-am parcă tot viața au fost zinici. Dar ce declarații sunt așa? Fiecare rachetă care, adică... Nu știu ce, dar păi, da, oamenii când mor acolo, nu știu, trebuie bun, să stăm cu Cozer, mâinile, deci, și să asistăm. Sau domnule Cozer, eu am văzut... Rachete au căzut și la noi. Domnule Cozer, am văzut cât de blânzi erau la noi toți, care astăzi tot mai tare le strezește glasul contra rușilor, cât de blânzi erau când rușii erau la Nicolaev, la Odessa aici. Cum ucrainenii i-au împins pe ruși mai departe de frontiera cu Republica Moldova, la noștri li s-a trezit glasul. Asta tot nu-i corect. Ei vorbeau despre neutralitate de dimineață până seara. Toți unanim. Domnule Cozer, o singură întrebare am. Statele care astăzi finanțează poporul ucrainean, le dau armamente, tancuri, rachete, ei achită gazul 600 de euro și noi îl achităm 1200. Iacă și mai deranjează, că dacă aveam noi prețul ca statele care sunt direct astăzi implicați în susținerea Ucrainei, nu putea să fie acuzată nici guvernarea, nici doamna Sandu ca președinte de prețurile la gaz. Dar astăzi când... Vă dau o formulă foarte simplă. Iată, uitați-vă. Știți că astăzi gazul s-a ieftinit. Da, noi l-am cumpărat din timp, să ne asigurăm. Okay. Domnule Cozer, o matematică foarte simplă vă demonstrează că nimeni nu vrea într-adevăr să muncească cum trebuie, care e responsabil de mine. Astăzi sunteți de acord că putem cumpăra gaze cu 600 de euro, 1000 de metri cubi? Dar putem să le cumpărăm de pe piață, oricând nu, nu este nicio problemă. Și important. Da, dacă avem deja cumpărate cu 1200, domnule Cozer, astea le lăsăm pentru vară. Dar eu asta le lăsăm clar, pentru vară, spus, când vara consumă atâta mic și acum să o cumpărăm. Eu sunt de acord, domnule Usatăi, dar... Bun, dar asta nu eu vreau, eu vreau să înțeleg totuși poziția dumneavoastră față de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Atât, spre exemplu, Parlamentul European a adoptat o declarație prin care a declarat Rusia stat care finanțează terorismul, care susține terorismul. Republica Moldova ar trebui să facă așa ceva? Republica Moldova nu. De ce? Deoarece Republica Moldova este astăzi prea dependentă. Și ce suntem noi dependenți? De ce? De începând cu gazul și prețurile. Da, gaz cumpărăm de oriunde cu 600 de euro, bun, care e mult mai ieftin. Nu, domnule Cozer, eu nu sunt de acord, deoarece cu cât mai mult Republica Moldova... Aduceți-vă aminte când doamna Sandu a mers în Kiev la platforma Crimea, da? Erdogan, pe care toți îl numeau tot dictator, mai ales după ce s-a întâmplat cu profesorii turci, da? O trimis ministrul de externe care a spus că recunoaștem integritatea Ucrainei, au condamnat și statele conduși de prietenii lui Putin, cum ar fi Ungaria și alte țări, nu, adică și-au trimis miniștri de externe. Doamna Sandu, dacă îl trimite pe Popescu,
Dar nu vi se pare că asta ar fi totuși o lipsă de fermitate, un dualism? Dar haideți că îmi spun colegii că luăm o scurtă pauză. Care dualism, domnule Codir? La noi dualism, avem debilism în țară, dar dumneavoastră spuneți că e problema dualismului. Debilismul e mai grav. Revenim la publicitate. Discutam despre dualitate, despre fermitate, domnule Usatăi. Dumneavoastră spuneați că președinta a greșit atunci când, în cadrul platformei Crimeea, a spus adevărul despre ceea ce se întâmplă. Nu, eu nu asta am spus, domnule Cozine. Nu așa am spus. Am spus că trebuia să meargă ministrul de externe, așa cum au făcut-o jumătate din statele europene. Nu, dar n-au făcut jumătate. Majoritatea, în afară de Orban și alte câteva țări, majoritatea și-au trimis sau prim-ministri sau președinții. Dar cum avea Zelenski să se uite la Republica Moldova când Marea Britanie își trimite prim-ministru, când Franța își trimite președintele și Republica Moldova își trimite ministrul? România a fost președintele? Nu, în cazul României nu a fost. Păi că cazul României nu a fost. Domnule Cozer, haideți să le spun. Apropo de Crimeea, dumneavoastră regretați faptul că în anul 2016 ați fost în Crimeea și v-ați întâlnit cu Aksionov, liderul nelegitim? Nu regret. Am participat la un forum economic, pentru asta am fost introdus în lista, am uitat cum se numește site-ul ăsta ucrainean, Mirotvoris. Da. Am fost introdus că am, eu nici legea n-am încălcat-o că având dublă cetățenie, deci așa pot să-i acuz aș pe 10 milioane de ruși care fiecare var merg în Crimeea. Da, dumneavoastră totuși erați eram primar în Republica Moldova, da, okay. Și v-ați dus și domnule v-ați Cozer, afișat cu un domnule Cozer, separatist. Domnule Cozer, știți care e problema mea? Terorist astăzi. În comparație cu alți politicieni, eu tot timpul le spun lucruri pe nume și n-ascult. Eu știu, sunt sigur că au fost și alți politicieni din Moldova în perioada asta, pur și simplu eu am ieșit într-un video, am pus o poză, adică eu asta n-am ascuns și niciodată n-am negat și nu voi nega dacă ceva se întâmplă. Îi place asta cuiva sau nu? Deci asta a fost decizia care atunci mi-am asumat-o și... Într-o emisiune anterioară ați spus că și Ucraina ar avea o parte din vină pentru război, deoarece ar fi făcut anumite provocări, dar n-ați intrat în detalii. La ce v-ați referit? Domnule Cozir, tot ce se întâmplă în Ucraina din 2014, deci mai mulți politicieni ucraineni, iată, spre exemplu, este un film a unui jurnalist ucrainean, Gordon, de 5 ore jumate, l-am privit chiar acum recent, el a publicat iarăși, are un film, filmare un an, doi, unde vorbesc mai mulți președinți, miniștri, despre cum Ucraina a pierdut Crimeea. Unii ei vorbesc că Ucraina a fost, adică Crimeea, a fost dată rușilor de conducerea de atunci. Eu am spus și o spun acum, spre exemplu, că dacă eu sunt, nu vreau să avem armata 14 în Transnistria, dar nu vreau nici o bază militară NATO, nici la Marculeș, Floreș sau în o altă regiune. Domnule Cozer, noi astăzi nu suntem super voiena deja. Dar noastră știți că în Italia 3 baze militare NATO. Domnule Cozer, care e problema? Astăzi apariția acestei baze în Republica Moldova va duce iarăși, noi n-o soluționăm problemele cu gazul, energie electrică, piața de medicamente, scheme, dar iarăși jumătate de țară o strige NATO go home, a doua jumătate spune NATO stați aici că stați bine. Da, domnule Cozer, dar s-a strigat și în Cehia și în România la un moment dat, dar acele state, așa, odată cu aderarea lor la NATO, au devenit state sigure și au urmat o cale a prosperării, a libertății. Ulterior au devenit membri ale Uniunii Europene. Ceea ce a demonstrat poporul ucrainean în primele săptămâni, chiar ar zice luni de război, capitolul rezistență, forță, ei au meritat, adică au demonstrat prin fapte, să-i spunem, da, că merită să devie țară NATO. Și nu eu lap și n-a să iei. Înțelegeți? Deci, da, de eu eram sigur, spre exemplu, că după ce și-au demonstrat rezistența... Dacă vreți, spunem un pariu că Ucraina va intra în NATO în următorii ani. Nu. Păi hai facem un pariu. Ok. La ce spunem? Nu.
cineva în următorii 5 ani, chiar mai puțin, în următorii 3 ani, la Ucraina va deveni membra NATO. Cine pierde, iese și spune, am greșit, îmi cer scuze. Ok, de acord. Bun. Deci, da, iată, astăzi țările baltice sunt libere și nu-și permit rușii să le atingă nici măcar cu o pană, pentru că sunt membri NATO. Sunteți de acord? Da, nu, de ce? Iată, astăzi Finlanda și Suedia doar până acum este problema cu aderarea lor. Da, dar rușii n-au pretenții. Da, dar de asta Finlanda. Eu și... Și cu Finlanda să te puiți probleme. A? Cu Finlanda să te puiți probleme. Bun, domnule Cozer, eu, mai avut eu astăzi nu vreau nici o armată pe teritoriul public și Moldova. Eu vreau... Dar cu ce să ne apărăm când iese iar unul la Moscova și spune... Noi spunem, domnule Usate, iată dumneavoastră, da, ați spus singur. Da. Când rușii erau la Nicolaev, aici toți tăceau. Și uh-huh, din păcate aveți dreptate. Nu toți, eu ca jurnalist n-am tăcut. Nu, eu vorbesc de clasa politică, nu de jurnalist. Aveți dreptate, da, aici că era cam multă teamă pe la noștri, uh-huh, dar mă rog, teama este și asta un sentiment. Dar dacă astăzi când vine cineva, ministrul de externe, este practic unul dintre cei mai importanți oameni de la Moscova și spune clar, noi după ce rezolvăm cu Ucraina, intrăm în Moldova, ce trebuie să faci atunci? Cum poți să te aperi fără armată? Domnule Cozer, sau să deschizi mâinile, să întinzi florile, sau să fugim toți peste domnule prut? Cozer, ce trebuie noi să facem? În 30 de ani, cu părere de rău, n-am reușit că avem azi mii de copii, soldați, flămânzi, care așteaptă un pachet de țigări. Asta e crimă, este. Da, și noi, iată, unii problema cea mai mare. Că noi astăzi nu trebuie să începem și scătăm unii să ne ascundem. Noi astăzi trebuie să avem un pe contract, poate un număr mai mic decât cel care îl avem astăzi în Armata Națională, dar băieți, îmbrăcați, dotați, ultimul armament. Adică, iată, care e problema noastră. La capitolul colaborare cu NATO, vă spun eu și ne trebuie nou. Iată, noi suntem o țară atât de mică, dar atât de frumoasă și cu calitatea pământului care avem. Noi, ca pentru NATO, pentru soldații NATO, de orice țară, să le coasem haine, să producem muniții, să producem produse alimentare. Eu vreau astăzi, când ajungem la guvernare, să introduc nu starea de urgență care astăzi acoperă majoritatea combinațiilor și mahinațiilor care au loc. La noi trebuie de introdus pe următorii 4 ani starea de urgență în economie. Înțelegeți? Dar nu din cauza războiului și ce se întâmplă. Dacă, eu vreau să devin un stat care produce. Domnule Usate, asta acum, slavă Domnului, nu mai este posibil. Barbarii nu mai pot să mai ajungă în Republica Moldova, dar ce făceați dumneavoastră în luna martie, spre exemplu, când situația era foarte dificilă, dacă rușii rupeau cordonul în Ucraina și ajungeau la Nistru, ce ați făcut? Ați luat arma în mână și ați luptat sau ați dacă rămas în dacă România? Era ultim, dacă ar fi fost ultima soluție, adică să intra cu armele peste noi, eu cred că, adică sunt sigur despre mine, nu pot vorbesc despre toți bărbații, dar eu sunt sigur, foarte mulți cetățeni, se spun, a Moldovei, aveau să apere țara așa cu ceea ce noi avem. Și asta este un lucru care nici nu mai poate pus în discuție. Și nu contează cine poate să mai încerce să vie asupra noastră. Deci așa poziții, consider că trebuie să aibă fiecare bărbat în Republica mă Moldova, bucur, că mă bucur această mână, poziție. Cu arma în mână să apărăm pământurile, rădăcinile noastre, meleagurile. Dumneavoastră în ultimii ani ați stat mai mult în Uniunea Europeană, în Germania, în România în special. Emiratele Arabe Unite, da. Iată, făcând o comparație cu starea de lucruri de astăzi din România și cea din Republica Moldova, cam la câți ani în urma României suntem noi? Suntem la mulți ani. Ei, de România nu suntem așa de departe. Da, este o suntem oricum la foarte România cu mulți ani este în față, dar alte state europene, cum ar fi Germania, Franța, Italia, da, care au alt succes în economie, să-i spunem, în dezvoltare. Că astăzi România, spre exemplu, are o mulțime de fonduri europene pentru infrastructură și ei
Nu reușesc să le absorb. Nu reușesc să le absorb. Iaca problema care eu am văzut-o numărul 1 în România. Din păcate, nici noi nu putem să le absorbim, că avem promisiuni de granturi, dar nu ne duce capul să demonstrăm că le merităm. Important este ceea ce am văzut eu și văd în statele europene, în alte state dezvoltate. România este o țară în care vă simțiți sigur oriunde ați fi? Da, sigur, mă simt în orice stat european. Și atunci, România, și atunci, dacă și noastră recunoașteți asta, de ce să nu facem, domnule Usate, unirea odată? Și... Domnule Cozer, ia că dumneavoastră sunteți din categoria cetățenilor Republicii Moldova, care, oi, dacă noștri idioți nu au făcut nici 30 de ani, nu au lucrat, da, ești acum lucrează amu. Deci astăzi foarte mulți vorbitori de limba rusă care îi cunosc din nordul țării vorbesc despre unirea cu România. Asta vă dați seama, oamenii care nu vorbesc română, nu cunosc, deci... Și zic, băi, de unde v-ați făcut voi unirea? Eu zic, băi, după tot cuvântul și ala să nu-l pronunț, și l-avem noi azi în țară, zici că noi ne ducem la Iași, vorbesc despre noi, și când vedem că Iași e mai aproape de Bălți decât Chișinău, știți, sunt 80 de kilometri. Băi, noi ne-am saturat de bardacul și haosul în care trăim. Unul ne fură, fuge, altul fură, îl arestează, pe urmă îl vedem liber, bine, mersi, în scurt timp și tot așa mai departe. Și mulți oameni din cauza disperării au început să vrea unirea cu România. Eu nu susțin această poziție, că noi nu trebuie să cătăm iarăși. Băi, singuri n-am făcut nici, las ca să fac pentru noi azi românii. De să facem unirea. Dar nu suntem eu nu toții susțin... români până la urmă. Domnule Cozer, eu nu susțin, eu respect România și Ucraina și în primul rând trebuie să avem relații foarte bine, foarte bune cu vecinii, dar eu sunt pentru faptul că Republica Moldova, el la Dumnezeu istoric, o are independența și trebuie să rămâi stant independent ca noi avem devenim atractivi. Întrebări. Uitați-vă, dacă astăzi evaluau lucrurile spre bine Republica Moldova în ultimii 30 de ani, eu vă spun și conflictul transnistrian dispărea dacă oamenii de pe cel nu evoluează, nu evoluează, corect, asta e problema. Dacă la noi erau numai toți, majoritatea policienilor cu furatul și parcă dacă evoluau lucrurile bine, eram Uniunea Europeană și nu, poate nici nu mai era astăzi atât noi de nu suntem important. Atractivi nici pentru celălalt mal a Nistrului, înțelegeți? Nu mai vorbim de România. Dar dacă noi astăzi eram un stat dezvoltat puternic, vă spun eu că cei din Iași, din zona Moldovei, în România, puteau să vrei unirea cu Republica Moldova. Înțelegeți? Omul tot timpul așa, el vrea unii mai bine și unii mai confortabil. Nu știți cum. Dacă așa, aici dumneavoastră luați retorica lui Voronin și Dodon, că ei tot spuneau că Moldova e și acolo, și acolo. Nu, eu nu. Haideți, lăsați cu retorica. Eu altceva am vrut să spun. Domnule Cozer, eu m-am întors în țară și acum, chiar după un an de zile, cum ați spus, în UE, în alte state care le-am vizitat și avem multe de învățat de la dânșii și multe da copy-paste. Noi, în general, despre care integrare europeană vorbim, dar chiar că vă dau câteva întrebări. Știți problema cu vinetele? Pentru mașinile care, cu numere străine care nu pot sta mai mult jumătate de an. Asta este o aberație. O aberație. Diaspora din Londra, apropo, știți ce le-au promis oameni buni în campanie? Și-au cerut oamenii, nu au cerut bani, pensii. Vă rugăm frumos, când venim în Moldova, nu putem după orele 8 seara merge la conduce mașina cu volanul din dreapta. Deci când se noptează, este interzis, eu zic, adică, nici n-am știut despre problema asta, le-am recunoscut. Și lor așa o recunoști dumneavoastră. Eu zic, bun, și ce au spus, ca să facă modificare în codul ăsta de circulație, ca să putem. Eu zic, bun, dar cum e în UE azi, vă duceți în Franța? Zic că nu, acolo cumperi un stick, deși interzis la noi după 8, că farurile sunt regulate altfel și ca să nu chiorască mașina care vine din față și să vinde un stick la intrare în UE care l-ai pus pe far și conduci. Nici asta nu s-a făcut la noi. Asta doar vorbește despre organizare și... Da, din păcate și asta este, din punctul meu, când de vedere, astăzi, o greșeală, pentru când că, la noi în special, statul, oamenii au business în România. Plus, corect, domnule Cozer, avem sute de mii de oameni care lasă mașina când vine de Paște acasă, la membrii familiilor, la un părinte în sat și așa mai departe. Nu pot. Și plătesc taxe de 7.000 de lei. Dar, domnule Cozer, altfel trebuie să gândească statul. Voi astăzi faceți demamarea puțin mai mică,
ca să fie interesant pentru cei care muncesc în diasporă. Așa cum eu, am divamat 3 sau 4 mașini, Rolls-Royce-uri, Land Cruiser, Mercedes, le divamam în Moldova, că era în 2 ori mai ieftin ca divamarea în Federația Rusă. Și circulam cu numere moldovenești în Federația Rusă și Uniunea Europeană, că era atractiv. Noi astăzi, cine poate cumpăra mai multe mașini? Cei care sunt în țară, ori milionul care muncește psihotare. Clar lucru, cei din diaspora au alte posibilități financiare. Și voi, în loc de să-i atrageți ca omul să vrei să divameze mașina în Republica Moldova, și o să fie numărul de mașini mult mai mare decât cel care se divamă. Deci chiar dacă se face un discount 30% pentru divamare, în buget se vor încasa mult mai mulți bani din cauza numărului de mașini. Deci nimeni nu vrea să facă măcar un calcul elementar. Dar chiar și pentru vinietă să plătesc 7.000 de lei. Astăzi, dacă vorbim de România, eu voi spune că mulți șoferi mărem de râs, că băi, mă tin că a să nu ne rea, zic, da, deși? Chiar că ați închip românii, prin decizia curții, deci au interzis toate camerele de viteză, care măsoară viteza în România, deși ele astăzi nu sunt în România de 2 ani de zile. La noi numai numărul se mărește. Deci la noi camerele de luat vedere în România pentru ce se folosesc? Pentru... Ca să vadă dacă ai plătit taxele de drum totul corect. E ok cu mașina. Adică dacă se întâmplă o crimă, pentru a... Ei bun, deci, lăsați că asta cu viteza nu e cea mai mare problemă, da, unii merită să ia dar nu că azi deja la noi să ajunge la aberații, plus dacă în toate statele europene permisul de conducere se ridică dacă încalci cu 50 de kilometri, deci dacă îți permite 50 și mergi cu 101 în România sau în UE, e permisul, da. La noi de-am fac 20, domnule Cozer, la noi numai se inventează diferite metode, cât mai mulți bani să luăm din buzunare la oameni. Încă dar noi îți venim la putere și țineți minte, din primele inițiative a partidului nostru, eu să interzic camerele de care măsoară viteza. Dar periculoasă un pic această propunere. Dar în România de ce nu ne discutăm după publicitate? De ce în România e permis și la noi e pericol? Poate pentru că acolo sunt amenzi mai mari pentru depășirea vitezei și ți ia permisul de conducere. Acolo dacă depășești viteza, plătești sute de euro și ți ia și permisul de conducere. Și la noi, dacă sunt caz cu 50 de km, să achiți 150 de euro sau 75-50 de euro. Haideți să luăm încă o scurtă pauză de publicitate. Revenim și discutăm, că văd că ați venit și cu niște documente acolo, să vedem ce aveți. Suntem din nou în direct. Ultimă întrebare legată de politică externă și revenim la problemele interne. De Uniunea Europeană vreau să discutăm un pic. Noi am avut în Republica Moldova și îl avem în continuare un politician care era un prorus convins, Ion Ceban, primarul capitalei. Ne amintim, prin 2014 făcea referendumuri ilegale în Găgăuzia, declarații, doar Uniunea Vamală, doar Rusia, limba moldovenească. Și am văzut la domnul Ceban o evoluție pozitivă în acest sens. Saltă-i vedem că deja este pro-european, limba este română. O schimbare, dacă este sinceră, care cred că merită salutată. Neastră, sunteți de acord că Moldova poate să aibă viitor doar în Uniunea Europeană și doar dezvoltându-se alături de toate statele normale și civilizate de pe acest continent? Eu pot să vă spun că după tot ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani și se întâmplă astăzi, domnule Cozer, Republica Moldova niciodată nu va deveni membru Uniunii Europene, deoarece iau nevoie de un stat partener, un nou membru, nu e puternic, atrăgător. Noi astăzi suntem casniții așa ca zonă buferă în 30 de ani. Asta și vrem să devenim împreună cu Ucraina, stat puternic. Domnule Cozer, haideți atunci când în mai multe state europene, occidentale, vor fi vândute, vom vedea că sunt în vânzare, mai multe produse, utilaje, produse în Republica Moldova. Adică, domnule Cozer, noi astăzi nu putem să devenim membru. Dar dumneavoastră știți că eu mă duc în Italia, așa, că acolo sunt părinții mei și eu vizitez des Italia și mă duc și cumpăr și haine de acolo cu smaiefe. Eu de foarte multe ori găsesc haine produse în Moldova. Am văzut eu și domnule Cozer, unii țară, le-am văzut și în Statele Unite am văzut costume sportive mai ales de Moldova și în Moscova am văzut
Heineken, brandul de litru. Noi putem să producem. Noi suntem una dintre țările europene care cu cea mai mare creștere a domeniului IT. Ar fi bine aici un pic domnul de la Ministerul Economiei să fie mai atent în domeniile astea și să, deci, să le reglementeze mai bine. Eu sunt pentru implementarea la o mare parte din toate reformele europene ca să devenim un stat european, dar eu totuși vreau să Republica Moldova să fie Elveția. Astăzi... Dar cum să fim noi Elveția? Noi ce suntem elvețieni? Noi ce avem? Italia, Franța, Germania și Austria în jurul nostru, Dumnezeu. Pentru că atunci când ai astfel de țări în jur, atunci când ai o istorie în spate, da, de sute de ani de neutralitate, poți să-ți permiți să fii și țară neutră. Noi am fost când într-o parte, când în alta. Apiata, asta de atâta este timpul că am o țâță mai de nădejde și cu mai mult lapte. Eu astăzi, când am început să analizez satele, orașele din Republica Moldova, când intri în localitate, scrie fondat în 1400... În 1463. 29 satul. Da, în sute de ani are municipiul Bălți. Deci eu am început să mă prind la faptul că noi trebuie să ne întristăm că avem localități, sate, orașe, că așa o istorie lungă, care au rămas la capitolul infrastructură. Mai bun drum era pentru căruță în Chișinău și Bălți. Ați fost la sfârșitul anilor 90 în România? Am fost. Era mai mare sărăcie decât în Moldova. Sunteți de acord? Era. Și da, acum da, diferența este uriașă. Nu, stați, Oleacă. Domnule Cozer, dumneavoastră vreți ca noi să devenim membru UE, de atât că europenii să dăm mai mulți bani. Nu, noi, eu vreau să devenim membri ai Uniunii Europene pentru a avea legi europene, România, pentru a avea libertate România, de circulație, toate fabricile, pentru a avea acces la... În România toate fabricile au plecat la... Fier uzat? Nu toate. Cele care au reușit să fie, deci să facă față concurenții au rămas. Care nu? Dumneavoastră m-ați întrebat, eu v-am spus. Eu vreau Republica Moldova să fie ca Elveția. Bun, haideți atunci să trecem. Să vedem ce faceți dumneavoastră ca Republica Moldova să fie ca Elveția. Și în startul emisiunii ați spus că reveniți în politică pentru că vedeți foarte multe probleme în multe domenii. Haideți un pic să intrăm în detalii. Unde vedeți dumneavoastră aceste probleme cele mai mari? Cele mai mari, mare problemă a guvernului încă o dată care trebuie să plece. Și am făcut prima mea declarație când am revenit. După o pauză am spus foarte clar că doamna Sandu trebuie să invite toate partidele parlamentare, extraparlamentare, în afară de șor, adică toți care sunt cât de cât sănătoși, da? Sau foarte sănătoși, cum partidul nostru, spre exemplu. Și să discutăm un guvern care să muncească, nu scrie pe Facebook, ea că așa la face rău, dar ăsta nu face nimic și așa mai departe. Când ați fi implicate toate partidele în guvernare, repet, sănătoasă. Dar ați văzut undeva în lume să se întâmple așa ceva? Am văzut. Unde? Nu pot vă spun am un stat, dar am... Toți. Ei vin, spun ne-am asumat. Eu nu sunt împotriva ideii dumneavoastră, doar că așa se întâmplă în toată lumea. Vin la guvernare, ne-asumă. Că asta e rânza moldovnească. Ia că problema noastră națională, înțelegeți? Că astăzi ei având 63 de deputați în Parlament, dacă nu le place vreun membru a guvernului, având prim-ministru, adică nu e o problemă. Dumneavoastră, ce funcții sunteți gata să vă asumați în guvern? Iată, să zicem că vă invită doamna președintă la discuție. Eu astăzi, dacă ar avea o funcție, că ceea ce am făcut-o chiar în ultimul an, da? Eu vorbesc despre dezvoltarea regională, despre proiectele calculate. Atentați la ministerul domnului Spân? Nu. Trebuie să fie ministerul de dezvoltare regionale un minister separat. El nu trebuie să fie cu tot colhozul care l-a făcut acolo. Deoarece acest minister trebuie să se ocupe de planificare, să elaboreze un plan de modernizare a țării, să le spunem câte mere copaci avem în Brișeni, câte vii la sud, noi nu avem astăzi nici o strategie. Deci, ca toate tehnologiile noi care apar pe globul pământesc să fie aduse și implementate în Republica Moldova, măcar cele care pot fi implementate în termen foarte scurt. Ca acest minister să vie cu o strategie gen, haideți să facem cea mai ieftină de vamare pentru borduri, pentru avioane în lume,
că astăzi prețul se calculează pentru companiile aeriene câte ore zbori până în țara unde e înregistrat avionul. Și cum azi jumătate și din europeni stau, prin Seychelles, Belize, pe unde vreți, și rușii și ucrainieni, o parte sunt în Dubai. Vă dați seama, unii mai aproape să duc avioanele o dată în an. Să-l duc în Dubai, 5 ore de zbor. Ori la Chișinău, trebuie 4 să facem zi. Și aeroporturi, ca nu, să aibă unde domnule ateriza. Domnule, eu vorbesc acum despre cea mai ieftină divă mare a registrării. Asta ne dă 50-80 de milioane de european. Iată cu ce proiecte m-ar ocupa eu astăzi. Adică eu, ca să nu scrie despre mine lumea pe Facebook și scrie despre Spânul și despre unii alți colegi de-a lui, eu mai bine... Deci fiecare trebuie să meargă în domeniul care îl cunoaște. La Ministerul de Interne astăzi, vă asigur eu că tot nu avem și eu cosmonaut, avem să mă asigur acolo că ce și vedem noi azi. Da. Sunt multe întrebări. Deci... Dar cu plăcere pentru mine și pentru Sul, dezvoltarea regională și aducerea proiectelor specialiștilor de psihotare. Ok. Ce aveți împotriva domnului Spânu? Noi am discutat de multe ori despre ceea ce se întâmplă acolo. Sunt multe probleme. Domnul Spânu are argumentele sale. Văd că aveți o serie de documente aici aduse și aș vrea să discutăm despre ce aveți acolo pe masă. Sunt niște note informative, niște acte. Deci, eu, după lipsa de un an jumate, acum când din toate părțile a început să vie informația, și am zis că gata, dacă nu ține de securitatea națională, securitatea economică, a statului nu mai implic, las ocupii procurorii, polițiștii, ce ne au, care eu îl lichidam de mult, că sunt patru etaje de oameni care sunt ofițeri buni acolo, numai că noi nu avem nevoie de structură, asta am spus-o de mai multe ori. Să se ocupe organele de drept. Dar când eu văd astăzi niște probleme gen tariful la gaz care toată lumea îl discută în toate platourile, la toate televiziunile. Eu când văd că pentru 2023 ANRE-ul le permite întreprinderii Moldova Gaz să câștige 520 de milioane de lei. Asta eu vorbesc de profit curat. Adică 26 de milioane de euro. Noi pe cine îi facem gospodari, domnule Cozir? Tot spunem că sprijinim, trebuie să sprijinim cetățenii, să avem grijă de dânși și așa mai departe. Astăzi este o aberație ca ANRE-ul, care tot nu fără același domnul ministru care l-a spomenit dumneavoastră, le dai astăzi nimeni nu spune că trebuie să lucreze, adică fără profit. Dar să crești tu profitul de la 120 de milioane de lei, 129 de milioane de lei, era în 2020, 19, 21 și în 23. De ce credeți că se permite astfel de lucruri? Incompetența de a gestiona profesiei. Deci, sau e corupție, avem două. Sau e corupție, dar acest lucru trebuie să-l demonstreze organele de drept, o corupție totală, sau o incompetență. Eu aud tot despre mai multe scheme, mai multe istorie. Domnule Cozir, ia că ați văzut acum situația cu apă canal, Chișinău, da? Au fost foarte mulți ani, problema și în Bălți. Deci, același lucru pot vă spun despre Premier Energy. Iată, pe 2023, la dânsă tot, rentabilitatea investițiilor noi, deci profitul pentru anul ăsta stabilit de ANRE, tot e peste 400 de milioane de lei. Domnule Cozir, deci nu se regulează nici ce și noi... Dar eu vreau să înțeleg, profitul ăsta este... totul peste salarii, peste toate cheltuielile, da, asta, da, vă profit, nu curat, la aha, profit curat. Aha. Și de asta vă spun că sunt, adică este o diferență enormă. Când era Moldova Gaz cu 120 de milioane de lei, 130 pe rând, 6, 8, peste 500 de milioane. Adică 26 de milioane de euro. Cu banii ăștia chiar am făcut și un calcul că dacă chiar vorbim de
de compensațiile maximale care ar putea să fie de 3200 de lei, deci mii de familii în Republica Moldova, zeci de mii de oameni aveau să primească un alt ajutor. Și în general eu cu compensațiile astea, voi astăzi cu o mână dați și cu două luați, adică făcând, permitind că doar astăzi statul are toate instrumentele necesare și guvernarea astăzi care o avem, pentru a plafona prețurile, adică profitul companiilor care sunt implicate în vânzarea energiei electrice și a gazelor naturale. Punctul numărul 2, domnule Cozi. Deci, în mai 2022, prin decizia Comisiei pentru situații excepționale, a fost interzisă eliberarea licențelor de furnizare a gazelor pentru companiile mici care astăzi poate să le cumpere la bursă, în România. Adică au rămas doar cele care iarăși lumea spune că sunt într-un tandem cu domnul ministru Spânul. Deci astăzi dacă voi... Puteți să ne dați nume de companie care este în tandem cu domnul Spânul. Da, eu o să ies cu dânsul în zilele următoare. Nu vă supărați, dar eu am apărut două săptămâni în urmă, de aici am făcut atâta nebuneală într-un an jumate cât am lipsit că... Altceva important. Nu acelea care le-au lăsat Spânul. Pentru ce au ieșit cu propunerea să le interzică? Vă dați seama că aveți o companie în România, Austria, și vreți să furnizați gaze mai ieftine pentru moldoveni. Piața astăzi e liberă. Este o decizie criminală și absolut stupidă să nu permiți eliberarea licențelor, încă o dată, din mai anului trecut, la cei care vor să vii cu un preț mai ieftin. Asta și cum se numește? Grijă de proprii cetățeni sau crearea unor condiții doar pentru unii care deja sunt pe piață? Domnule Cozi, sunt foarte multe probleme la acest capitol. Și multe altele. Când eu văd astăzi că tot vorbesc despre preț la energie, iarăși, termoelectrică și așa mai departe. Astăzi cineva mi-a trimis un material foarte mare. Acum îl vom discuta. Dar dacă să arăt telespectatorilor un singur proces în care camera. Dumneavoastră întoarceți. Da. Deci, acolo. Un singur proces verbal de la termoelectrică, deci procesul verbal ședinței restrânse a Consiliului Tehnic din data de 3 noiembrie 2022, în care toți specialiștii care au participat, ingineri, deci scriu despre problemele care noi o avem cu pecura și în general problema asta se discută de foarte mult timp, unii toți spun că pecura care este de o calitate foarte proastă și ei având nevoie de pecura M100, eu nu sunt specialist în produsele petroliere și nici nu vreau să devin, dar aflu că a fost 16.000 de tone de pecură procurată de Agenția Națională de Rezervă. Da. Agenția la cisterni se făcea expertiza când cisternile cu pecura au adus. Acum apare o firmă nouă care iarăși clar putem demonstra legătura cu domnul Spânul. Aici chiar deja e demonstrat, nu că putem. Ce firmă? Deci, iată, uitați-vă. O firmă care a adus pecura marca M40, ceva de genul ăsta, care este criticată chiar și în procesul verbal de specialiști. Deci am găsit ea ca o gospodărie. Deci firma se numește Oil Platform. Uh-huh. Uitați, o societate cu răspund limitat, Oil Platform, fondată în septembrie 2022. Uh-huh. Când începeau de către fondatorii Cojocaru Adrian cu 100%. Deci proprietarul. Când această familie, am încercat-o pentru mine să văd, am văzut că e legat și cu alți oameni de afaceri, dar cel mai important, și orice telespectator acum poate să verifice în internet, că acest Cojocaru Adrian este fratele lui Cojocaru Ruslan, care i-a împrumutat lui Spânul 400.000 de euro în campania electorală sau când a început. Deci, deci presa din Moldova a scris de mai multe ori despre acest om de afaceri și Spânul care a luat la dânsul 4.000, nu a luat, a împrumutat.
Și că în această firmă, în septembrie anul trecut, doar apare și când peste o lună, în octombrie, eu aflu că această firmă a participat la licitații și le-a câștigat organizate și controlate de tovarășul Spânu, vă dați seama, combinația se pregătea din septembrie, deci că dacă această companie a apărut cu o lună înainte de a fi organizate licitațiile, asta e o demonstrare clară, într-un garaj, într-un beș, s-a discutat toată combinația, cum se deschide firma, când participă. Eu astăzi în România, având o echipă internațională de ingineri specialiști din diferite state din lume, nu pot să particip la moment la licitațiile legate de infrastructura calificată de România, că da, mi s-a spus, usate, specialiștii tăi sunt cunoscuți. Unul a lucrat director pe economice financiare la Bombardier, alți băieți din Siemens, adică băieți cu experiență. Nu, că firma voastră din România trebuie să aibă experiență minimum 5 ani ca să particip și trebuie să ai minimum contracte asemănătoare realizate care tu le pretinzi. Și astăzi discutăm să cumpărăm o firmă europeană, adică este unica soluție. Deci firma se deschide cu o lună înainte de licitații, așa combinația era pe timpul lui Plaha, când pentru orice licitații, adică organizate de stat, unde erau sume mari de bani, apăreau firme. Și legătura cu acest Cojucaru nu mă interesează nici Andrian Cojucaru, nici Ruslan, dar să nu creadă domnul Spânu că ne faci proști, înțelegeți? Adică noi nu suntem voi, domnule Spânu, noi știm a citi, știm ce înseamnă Google, mai avem un cumătru altul care, fiind țară de cumătri, unde pot să afla astăzi în Republica Moldova orice. Și cei care cred că organizează scheme gen asta, despre care am vorbit clar, nu știu, ei o să fie dosare penale, domnule Cozer. Mi-e interesant că au existat multe semne de întrebare în legătură cu aceste licitații, ce s-a întâmplat atunci când a fost completată rezerva de stat, ce s-a întâmplat ulterior. Domnul Spânu a spus că sunt și de la CNA și de la procuratură implicați și în supravegherea acestor licitații. Sperăm că în acest caz va fi implicare și monitorizare. Și o altă situație. Mai avem o vedetă, am înțeles, directorul la Energocom, da? Uh-huh. Deci, în presă în România, și ce am reușit, acum chiar vreau să discut cu agenții de detectiv din Londra, că ei mai repede se orientează în toate statele. Este, sunt informații. Este o companie AEK Energy România, care în presă română scrie că a fost, nu controlată, dar a fost fondată de reprezentant de ofițerii serviciilor speciale a Federației Rusă. Uh-huh. Tot această firmă, tot acești cetățeni, că în România a fost un mare scandal și vor mai urma câteva ce ține de această companie, tot aceste persoane au fondat și AEK Energy Moldova. Și când administratorul de la AEK Energy Moldova, unii români, făcând investigația, demonstrează încă o dată, nu control și supraveghere de serviciile rusești, dar însăși fondatorii la companie sunt ofițeri din serviciile rusești. Și când Spânul pune director la Energocom pe administratorul de la AEK Moldova, ce-o la noi de-am... И мы пророссийские, а я спину до потети мешкарли, каду Дон Ваня Чабаш воронен в лучшие времена. Адика... Да ку мы спуним домну и бензарь, сау грешески, домну директор дела энергоком? Ну, цен минте. Адика трес мавыт, прин... да, мы спарик и бензарь, ку мы спуним. Адика, домли Козер, дичь сын лукрур граве, шибо спуним кодаты. Da, sunt lucrurile, adică nu putem, adică pot să spun sigur că schema cu compania care a fost fondată de Cojucaru, de prietenii, partenerii lui Spânu, cu omul care i-a dat 400.000 de euro, nu era un om străin, care i-a împrumutat în campanie electorală. Și tot ei fondează compania care câștigă licitația peste o lună, stanța Conechna, prosba să vă bădiți vagonul, cum zic Rușa, înțelegeți, în metro. Este un lucru foarte trist, foarte grav. Și în general, eu, ca să nu fiu acuzat că usat-i, n-o studiat, n-are toată informația și mai departe. Asta este un material
peste 20 de pagini. Cel care mai avem doar 30 de secunde, vă rog, pe scurt. 30 de secunde. Dar nu reușesc eu în 30 de minute să te nebulie domnul spune. Deci, voi merge în Procuratura Generală, în Procuratura Anticorupție. Mâine voi face o consultare cu avocații, unde să depun toate aceste materiale, cineva le-a numit. Materialul se numește Dominator. Deși l-a numit. Nu contează cum l-a numit. Sunt mai multe companii, persoane care au fost implicate în scandaluri de energie electrică și gaze naturale în Ucraina. Cetățeni diferitor state care au organizat diferite scheme și astăzi aici, deci în acest material este scris că iată ce face spână cu ei împreună, separat și mai departe. Eu nu am dreptul să mă expun asupra cât e de corectă redusă aici informația și nu ducem telespectatorii. Dar asta trebuie să o facă procurorii. Deci structurile competente. Sperăm să o facă pentru că așteptăm rezultate de la ei și ca să nu facem noi speculații, ei trebuie să-și facă treaba și să-și facă. Corect. Eu vă mulțumesc pentru prezență, timpul nostru a expirat. Le mulțumesc și telespectatorilor că au fost și în această seară alături de noi. Ne vedem mâine și poimâine după știri cu Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă!